Primăria municipiului Câmpina a avut oaspeți de seamă. O delegație formată din 30 de tineri din străinătate a fost primită cum se cuvine în sala de protocol. Primarul Horia Tiseanu a salutat audiența și a dat mâna cu omologii săi, doi primari, unul din Cipru și unul din Polonia. Edilul le-a vorbit apoi musafirilor despre Câmpina, a făcut referire la așezarea geografică, istorie și principalele obiective turistice din împrejurimi. Schimbul de impresii, vizitele dintr-o țară în alta sunt foarte importante pentru a deschide orizontul participanților, pentru a vedea cum trăiesc alte popoare, pentru a vedea alte țări și pentru ca împreună să mergem către o Europa mai bună, o Europa unită, în care să ne ajutăm unii pe alții, cunoscându-ne. Tematica proiectului, la care participă 5 țări, România, Cipru, Estonia, Italia și Polonia, este diminuarea conflictului între generații. Acesta este cel de-al doilea la care participă primăria municipiului Câmpina și este destinat cunoașterii culturii și a modului de viață al celorlalte țări. No, this is my third time in Romania. Aceasta este pentru mine a treia vizită în România. Fiind coordonator de proiecte, am mai avut un program la Câmpina și încă unul la Breaza. Îmi place această zonă, ambele orașe, și consider că este foarte util să faci schimb de idei și cultură cu țările partenere. Din program fac parte seminarii, ateliere de lucru, dezbateri, dar și o serie de vizite la București și Sinaia. Sunt proiecte de mică valoare, proiecte cu fonduri europene, dar înseamnă foarte mult pentru participanți. Pentru că sunt participanți din 4 țări care cunosc Câmpina, care cunosc modul nostru de viață și în felul ăsta relațiile europene sunt din ce în ce mai strânse. Oamenii află despre cultura celorlalți, află despre modul de viață și de fapt mergem către o Europa unită așa cum ar trebui să fie. Proiectul face parte din programul Grundtvig, învățare pe tot parcursul vieții, și este finanțat de Comisia Europeană.